Mai multe porții de fasole și cârnați vor fi oferite în acest an la Botoșani, de Ziua Națională a României. Tradiționala mâncare va fi servită în centrul vechi alături de vin fiert botoșenenilor care vor asista la manifestările ocazionate de 1 decembrie. Tot pe 1 decembrie, primăria va organiza o masă festivă pentru autorități, parlamentari, consilieri locali și județeni, dar și directori de instituții publice. Va fi o masă a concilierii, a declarat primarul municipiului Botoșani, Cătălin Flutur.